La vremea apropiată de cea a înserării, giurgiuvenii, iubitori ai filmului proiectat în aer liber, au ales să urmărească cele trei producții cinematografice dăruite lor de caravana filmului românesc, sosită la Giurgiu pe durata sfârșitului de săptămână trecut. Lipsa unui cinematograf în Giurgiu le-a reaprins iubitorilor de film dorința de a se întâlni mai des cu astfel de acțiuni. Este o măsură extraordinar de interesantă și ne mai aducem aminte de anii tinereții, când mergeam la film, revenea de două ori, care erau bune. Dacă nu e o stradă ce mai vrea să se poată să dezvolte această plăcere, a dispărut. Asta e necazul mare. Și păcat că avem filme bune. Este o inițiativă foarte bună. Revedem cu mare plăcere filme pe care le-am văzut în figură. Copilărie. Un cinematograf se impune în Giurgiu, chiar dacă trebuie să întrunească anumite condiții. De mult era nevoie de un cinematograf mai mic, dar trebuie să fie. Sau într-un alt spațiu undeva, să fie ceva periodic, nu știu, să vină din când în când, o dată pe lună, să vină un film la Giurgiu. Să nu ne mai ducem la București sau la Rusă. În opinia giurgiuvenilor iubitori de film românesc, evenimentele precum cel creat de sosirea caravanei filmului românesc la Giurgiu s-ar impune repetate. Însă printre spectatori am întâlnit și oameni în al cărui suflet s-a instalat nostalgia trecutului. Dacă s-ar putea, nu la fiecare sfârșit de săptămână sau cel puțin o dată pe lună ar fi cel mai indicat, fiindcă ar fi filmele noastre românești mai vechi, sunt foarte educative, rupte din realitate și a-l arăta la tineretul de astăzi cum s-a trăit și cum s-a realizat tot ce am avut noi până la Revoluție.